Planul Național de Acțiune pentru Protecția Mediului este un document strategic care adună un portofoliu de proiecte. Portofoliu de proiecte care poate fi propus de către agenții economici, de către ONG-uri, de către persoanele fizice, de către instituțiile publice. Așteptăm propuneri și din partea instituțiilor publice. Beneficiul ar fi că odată aceste propuneri de proiecte adoptate sau adoptate în planul național, introduse în planul național, în momentul în care vor deveni proiecte concrete scrise pe foaia de hârtie, vor avea sau vor avea un punctaj mai mare în momentul în care ele vor fi evaluate. Că vorbim de administrația fondului de mediu, că vorbim de POS sau alte posibilități de finanțare. Deci înțeleg că este important să fie oamenii în cărți, ca să zicem asta. Este foarte important. Un proiect care intră în planul național, în portofoliul de proiecte, pe domeniul pe care a fost scris, că vorbim de calitatea aerului, de schimbări climatice, de calitatea apelor, de biodiversitate, de gestiunea deșeurilor, chiar de turism ecologic, în momentul în care el este, va face parte din portofoliul de proiecte al planului național, va primi un punctaj. Punctaj care îi va fi folositor în momentul în care acea idee sau propunere de proiect va ajunge să primească banii, va ajunge la finanțare. În discuția noastră anterioară aveați niște exemple concrete despre instituții cunoscute de aici din județ care au fost au primit bonus în momentul în care erau deja în planul de național de protecție a mediului. În anul 2007, când am avut o acțiune similară de colectare a propunerilor de proiecte, o serie de agenți economici au înțeles exact ce înseamnă acest portofoliu de proiecte. Astfel, din județul nostru, cu propuneri interesante și foarte bine documentate, au venit Rombatu, Ario, Dan Stil de la Beclean, Primăria Bistrița, propuneri care au intrat în portofoliul de proiecte. Astfel încât putem da un exemplu pozitiv, Rombatu, care fiind selectat în planul național, în momentul în care a depus un proiect la administrația fondului de mediu pentru modernizarea stației de epurare, faptul că el a fost prins acolo i-a mărit punctajul și a câștigat în bătălia cu alți agenți economici care au depus dosare la finanțare la administrația fondului de mediu. Asta, să zicem, un exemplu. Celelalte, Primăria Bistrița, care au avut pe un proiect de revitalizarea parcului municipal, ca să spun așa, tot un câștig a avut în momentul în care a căutat finanțarea.